însă, în momentul în care testul de sarcină este pozitiv și femeia are un istoric de sarcină extrauterină, de sarcină oprită în evoluție, de sarcină obținută prin fertilizare in vitro, putem să facem o corelare biologică, ne referim la nivelul beta-HCC, cu evaluarea ecografică. Putem avea vizualizare ecografică și mai devreme de cele 5 săptămâni de amenoree, 4 săptămâni și 2-3 zile, dar este de la caz la caz. Sunt analize de sânge care se referă la statusul biologic al femeii, la statusul hormonal, la analize urinare care se referă la examene bacteriologice ale sumarului de urină și ale urinii în general și examene bacteriologice din culturile secreției vaginale, care sunt specifice acestei perioade.